uite, iartă-mă. Ce bine arătați, iar tu cum ai intrat, mi se pare că recuperarea a fost totală la genunchi. Da, și la tine? În aceeași perioadă ne-am operat amândoi de ligamente încrucișate. Sunt bine, picior? Da, pot să stau într-un picior. Poți să sar? Bravo. Asta e, suntem bine. Suntem pentru mult cel bun. Mă bucur foarte mult să vă văd. Ce faceți? Cum sunteți? Unde mergem la? Hai la bar, mă gândeam să stăm un pic ca să povestim și despre noul show care apare la Pro TV, Oameni Buni, iar oamenii ăștia doi chiar sunt săriți de pe fix, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Hai, mă lăsați. Hai, luați un loc acolo, domnul Mihai. Și vine și doamna Anca lângă noi. Am aici niște plicuri, o să vedeți imediat despre ce este vorba, dar nu intrăm direct cu soțurile picante. Cu doar? Cum? Plicuri de nuntă, stai. Sunt plicuri de nuntă, dar vreau să vă întreb ce faceți, cum sunteți? Bine. Pregătiți pentru tot ce va urma de acum încolo, pentru proiecte noi, pentru toamnă, pentru tot. Gata, ce faci? Cum a fost vara asta? Interesantă. Am avut și vacanțe, am și muncit, a fost cu de toate. La tine, domnul Mihai? La mine la fel, mai cam scurtă vacanța, că am terminat mai târziu, am terminat întâi fierbințul, apoi săris de pe fixul și ne-am dus un pic, am intrat și peste vacanța, care era vacanța normală. Da, mă, dar acolo scurt... la săris de pe fix e ca în vacanță, nu a fost ca în vacanță. No, așa vacanță. Așa părea. Din așa... promul ăla am văzut eu că așa părea, e nebunie da, mare. Da, e frumos. Hai că povestim imediat și despre el, dar mă gândeam întâi să vă încălzesc un pic cu soțurile picante, pentru că e păcat, de obicei rubrica asta e vinerea la noi la emisiune, dar m-am gândit că dacă tot v-am prins aici, ar fi păcat să nu începem o sezon cu soțuri picante. Și pac, ce să facem? E în început de sezon, ia uite, pac, pac, pac! Ce faci, Anca? Mi-e și frică. Nu trebuie să-ți fie frică. Știi care e toată povestea? Noi vinerea, dacă te chemam la soțurile picante, tu a doua zi sâmbătă, adică aveai spectacole și putea să fie o problemă cu stomacul, să stai acasă să și... Da, să scui flăcări pe acolo. Și n-a dat rost, așa și tu, Mihai? Tot, nu era ok. Deci, vă știți regula? Hai să vă explic. Deci, întrebarea o citiți în gând, orice ar fi. Deci, întrebarea o citiți în gând, nu, nu dați niciun indiciu, dar răspunsul trebuie să-l dați cu voce tare. Dacă mâncați iute, lumea nu știe de ce ai zis Xulescu, Pixulescu sau ce ai zis. Eu nu înțeleg întrebarea. Te întreb atunci la moment. Nu înțeleg, adică eu citesc întrebarea. Da, cu voce în cap. Cu voce în cap, da? Da. Răspunsul dai cu voce tare. Păi îl dau sau nu îl dau? Nu îl dai, orice ar fi, răspunsul orice dai. Ar fi. Și da, asta ce rost mai au? Păi da, dar dacă eu citesc întrebarea, lumea află de ce ai dat răspunsul ăla. Dacă tu mănânci, eu nu citesc întrebarea și lumea nu știe, de exemplu, de ce ai zis tu. Gata. Ce ai zis? Gata, gata, am înțeles. Înțelegi? Dar mă rog, vedem. Treaba e, crede-mă. Putem să alegem noi prietenul? Da, să alegi. Fii atent, citești întrebarea în gând. Vezi să nu vadă Mihai? Și Mihai citește și el întrebarea în gând, fără să vadă Anca. Băieții mei de la zero, să știți că m-am gândit să vă pregătesc și vouă câte întrebare picantă la un moment dat. Iată, avem puțin sos iute pentru prietena Anca, puțin o picătură. Și apoi vorbim și despre show-ul ăsta, săriți de pe fix, Oameni Buni, în curând la proteine. Să nu-ți filmați întrebarea lui Mihai. Vezi cum ții întrebarea, că e camera acolo, să nu se vadă întrebarea. Pentru că nu știe nimeni, adică crede-mă, crede-mă, de câți ani facem noi rubrica asta, n-a răsuflat absolut nimic. Băi, nimic, nu se știe nimic. Stai să dau un pic planta asta mai încolo, să o punem aici așa. Eu când mănânc asta? Cum? Nu, eu nu o mănânc sau nu o mănânc? Păi stai un pic că vedem, deci, ai citit întrebarea în gând, da? Da. Arată un pic întrebarea mie. Mi deci se pare tu, Anca, decentă. Trebuie să... Exact. Tu trebuie să faci un top cu 5 oameni, nu se știe despre ce este vorba, da? Da, da. Un da. Top cu 5 oameni, nu știm despre ce este vorba. Apoi aflăm, zi. Deci. Păi, să zicem așa. Ia. Nu e un secret, se vede și pe Instagram, așa. Dăm nume. Deci așa. Top 5, cum începem? 5, și... 4, 3, 2, 1 sau cum? Cum adică, ia. Păi adică de la locul 5, 4, 3, adică 2, 1 până spre podium? Și gradul lor de... Nu contează, nu contează acum, că nu știu care... Zi, 5. Bun, eu sunt pe primul loc, că sunt prima mea prietenă. Cea deci mai Anca, așa. Nu se știe despre ce este vorba, dar nu răspunde acum. Eu, da. Stai să vedem. Am că am început în forță sezonul ăsta nou, sosuri picante, pac, trupa zero, muzică, microfon, stropitor, o să fie nebunie. Păi să zicem Mihai Bendeac. Bendeac, bă, Mihai Bendeac. Da. Da. Așa. Romania. Nu cred. Da. Hai mă, lasă-mă. Hai că și lui place. Bă, de, nu, da, nu spunem, dai indicii. Nu zic. Normal și nu-i păi place. Păi nu oricum zic. Da? Da, nu zic, știu ce să zic, mai gândește-te, zic. Așa. Drăgulin. Nu cred, mă. Acum nu mai, dar perioada de glorie cu el. A început? Da, cu el. El a fost cumva pe deci primul. A fost deschizător de drumuri? Sigur, sigur. Și acum ce-a făcut? Acum a dat Gastritan el și s-a mai liniștit, dar el a fost campion. Deci e ceva legat de gațet de mâncare. Și să zicem și Codin Maticiuc. Băi, tu vorbești serios? Da. A
Gașca, dar numai nume. Da, 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 da. Adică tu vrei să spui că Gașca asta, încă o dată, Anca Dinicu, Mihai Bendeac, Romania, Drăgulin, Codin Maticiuc, e top 5. Oameni de petrecere, oameni cu care te distrezi, oameni cu care bei șprițuri. Întrebarea, lasă. Da, fă un top 5 al prietenilor tăi din showbiz, cărora le place să tragă la măsea, cu care ești, dar asta nu... Așa e. Corect. Dar nu e... E niciun secret, se vede când ieși în club. Nu știu. Și ți-a părut ceva greșit ai? Am zis ceva? Nu, eu n-am zis absolut nimic. Nu ar putea să spere cineva pe mine. Doamne ferește, nu știu ce relație ai tu cu ei, dar uite, normal, e prima dată când aflu, de exemplu, că oamenii ăștia, na, ce să zic. Nu, sunt ok. Ia stai să vezi asta. Hai că... Păi acum el. Ia, păi el trebuie să zică, dați-a dat ca să te pregătești. Da. Deci ai văzut, am citit întrebarea. Da, dar fii atent, dacă nu citeam întrebarea și am mâncat iute, putea să fie, de exemplu... Rămânea undeva în da, aia. Da, nu putea lumea să gândească care sunt actorii tăi preferați sau care sunt... Da, da, da. Și atunci oricum mai. Ce să că n-am, de e mult câte trei. E mult că n-am, nu ne n-are... Așa, bine, zi măcar ceva, mănânci iute? În general, dacă mănânc iute sau acum, mă întreb. Hai să vedem așa. Stai un pic să nu se vadă întrebarea aici, e camera nu acolo. E bine, deci, cât, aici, zi. Calități de neanunțai. Zici unul, pac, zici trei lucruri. Trei lucruri, da? Da, fii atent, am băia bun, ai văzut. Da, aici unul, da. Unul și unul, ca să fie unu, bine. Și unu, da? Zi. Primul. Păr. Mult. Mult păr. Păr mult, mult, primul. Da, da, da. Nu are cum, crede-mă pe mine, care mi-a făcut implant, că nu e... Ba da, ba da, ba da, las că știu eu. Tu vorbești serios? Da, 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 da. Așa. Aici. Logore accentuată. Așa. Logore. E ceva, nu știu. Și aici, ala numărul 3, scurt circuit și bătaie între neuroni. Mă, câteodată. Bătaie între neuroni, da, și scurt circuit. Care mai de care să iasă în față, da, în sensul bun al cuvântului. Deci bătaie între neuroni și scurt circuit? Da. Ce-a? Cablu. Lasă că știe toată lumea că suntem la televizor. Da, exact, mai acum apare mai un cablu la de undeva. Citesc sau mănânc iute? Nu mănânc. Citesc? Citește, citește. Bine, treaba ta. Spune câte trei defecte pentru fiecare din dormătorii colegi. Ai văzut că am lăsat câte unul ca să mănânce. Pauli Pate. Păr, mult. Mult păr. Te-am ce păr barbă de-asta are. Ăștia care și-au făcut implant, nu știi cât au... Lasă, eu vorbesc de cât barbă. Cât au dorit păr. Deci are o barbă, Pauli Pate, zici că e personal. Păi ce mă, ăsta e defectul lui? Da, mie nu-mi place, nu-mi plac bărbile mie. Păi te pup cu el. Păi te pup cu el. Stai tu cu el, adică păr nu, mult. Nu. Alex Bogdan. Da. Logore. Da. Eu nu pot să tac. Nu. Nu, el dacă îi zici tași puțin... Uite-mă pe Ipate, are barba, dar chiar așa e, uite, stai pe... Unde e? Ia. Păi da. Are. Da, acum că e tunsă. Băi, da, când e... am l-a văzut și cu barba mai mare, băi, zici că e pusă, e ceva... Zici că o ia după masă și e... Mi-a pus și barba și am plecat. Bun, Alex Bogdan, ai zis Logore. Da, nu poate să... Nu, nu l-o poți opri, nu? Nu. Ok, și ai mai zis despre cineva, da. Cum ai zis că scurt circuit și da, neuronii se iau la dansă. Da, în sensul, iese ceva bun de acolo. Cine crezi tu că a zis, mă? Păi de mine, dacă te uiți așa, atent că fraieră nu sunt... Da, defect, dar neuronii... în același timp e ceva bun. Nu, eu am zis, el a zis. Ai dat-o, ai scăldat-o la, spre ai final, văzut? Ai dat nu, păi. Una caldă, una rece. Da, mă, da. E ok. Așa e, mai am momente, na, da? mi se întâmplă, da. Nu suntem perfecti toți. N-are un... Deci nu mănânci. Nu mănânc. Hai să vedem, până la urmă, a doua întrebare. Stai că ți-am dat tot. Pregătesc, da? Hai, trebuie să dăm, trebuie să... Mă place, mă, de ei, mă, că sunt bun de tot și sunt și asumați și n-au absolut nicio treabă să spună tot ce au pe suflet și să... tot ce simte. Da. Japonia! Bă, dar numai din astea... Păi a fost... Avem doar trei întrebări, ca să vorbim și despre sezonul ăsta nou. Zic un nume. Ia, dă-mi un pic să văd. Da. Câte nume trebuie să aici? Una, unu. Și rupem și mâncăm asta și rămâne în istorie. Da. Jură-te. Da. Ciucă. A? Du-te, bă, de aici, mănânci. Nu, trebuie să-mi schimbi întrebarea, n-are cum. Păi stai, mă, un pic, de ce ai mâncat? Nu, n-am... Păi am mâncat că nu vreau să citești întrebarea. A zis că o rupe, da, foarte bine. Corect. N-am înțeles ce-o bine regulile. Regulile tale, Cătălin. Regulile tale. Da, dar puteam să-i citim, adică... Lăsați. Mamă, lăsați. Sa.
Eu pot să mănânc, să nu răspund, că n-am, nu. Nu, trebuie să răspunzi. N-am cum, Cătălin. Trebuie să răspunzi. Că... Uite, laptele ajută Anca ca să se mai ia din iuțeală. Păi ce, pe bune? Ciucă, stai liniștit, nu-i nimic surprinzător. E ok? Eu nu știu, mă. Da, mă, ce pac-pac, zici chestii de-astea. E ca și cum mâncăm iute, lumea nu știe despre ce este vorba. Am și pungă de aia de la aeroport de vomită. Hai că nu putem să începem așa. Mai bine citeai. Mai bine citeam, ți-am zis. Bă, chiar a fost, uite. Mi-e rău de tot. Dacă-ți vine ceva... Chiar ți-e rău? Așa nenorocit că și eu vreau să mănânc acum. Nu e, mă, păcălește, ea și joacă teatru, că tu știi că ea e una dintre cele mai bune actrițe. Uite cât mi-ai pus mie. Uite cât mi-ai pus mie. Nu, mai scuturi, mai scuturi. A avut puțin. Îl mai scuturi și tu. Dar eu nu am ce să... Zi repede. Băi, străini? Nu, mă, în România. Dar străini cu... Nu știu, eu nu cunosc, eu dacă n-areți poze. Mă, Mihai, trebuie să mănânci atunci dacă nu. Mănânc, jur că mănânc, dar nu, n-am, că n-am ce. A plecat, da? Nu mă gândesc. Bă, dar e rău, e iad. E iad? E iad. Ia, mă, să vedem. Băi, nene, băi, a zis, mă, că e iad și el nu. Te-am zis că e rău. Ți-am zis că e rău. Mă, deci eu... Te urăsc, mă, pe mine, te urăsc. Dă-mi pe mine, eu ți-am zis că să citim. Eu ți-am zis că trebuie să citești. Mi l-ai pus pe cel mai rău. Nu e cel mai rău, uite, astea sunt cele mai rău. Nu puteam să facem ceva cu portocale să... Hai că mai avem o întrebare, nu ne luăm din asta. Bă, dar fii atent acum. Te că nu mai știam. Ce-a fost iute, a? Ce-a fost iute? Mă dai gura. Păi eu ți-am zis că trebuie să dai nume. Nu, n-am, nu. Păi de ce? Nu e frumos, doamne. Nu-i frumos să vorbești. Te rog, prietenii tăi, măi, greu care... Nu e direct... Am intrat așa, cum să zic, cu zâmbetul pe buze la emisiune și acum ar fi păcat, adică... Bă, băiatule, bă! Ești prima, nu, din sezonul ăsta? Da, e prima, mă, Anca. Mi s-a umflat limba, jur! Nu? Îmi zvâgnește. Păi îmi scoată toată, că vedem așa ce asta. E partea bună când mă mai doare de la... Am crezut că ai limba geografică și atunci se simte, știi? De asta zic. Dar cu apă nu merge, de ce trebuie să bei lapte? Laptele te mai ajută să mai dilueze din iuțime. Dacă vrei, îți dau apă, dar e mai rău cu apă. O bere rece. Hai că mai avem o întrebare aici și merge... Și gata? Da, păi, nu înțeleg, mă, de ce ai mâncat iute la întrebarea asta. Adică ce a fost în capul tău să mănânci iute? Că nu era cine știe ce. Nu să zic deloc de ciucă. Păi, dar nu era de rău. Nu era nici de bine. Cum nu era nici de bine? Iar trebuie să mănânc acum. Era? Măcar îmi zici la pauză. Zic la pauză. Păi a mâncat, uite, îți mai zice. Bă, hai să vedem. Iar acum, iar mănânc, na, nu. Hai mă. Alegeți-vă voi sos atunci, poftim, să vă las pe voi, să vă alegeți. Alegeți-vă voi ce vreți, uite, hai. Alegeți-vă voi, hai. Nu mai... Gata, nu mai fost. Păi ăsta are o văduva neagră. Ăsta are un Black Mamba, nu-ți dai seama, Black Mamba. Ăla e moarte curată, nu mai... Eu v-am zis, hai, alege, uite, hai să luăm pe ăsta. Au pisat un șarpe aici. Venim cu tot. Asta e mai ce trebuie. Hai. Nu știu cum doar. Uite, face nisipă. Nu mai pune că nu mai au. Păi, dar trebuie să citești întrebarea. Liniștit, citești tot, zic tot. Nu mai. Nu, asta nu e. A fost eu față. Asta e și ce trebuie, uite. Hai. Mă doare limba. Gata. Doamne, ferești. Păi, mai amestecat toate gândurile acum să reși asta. Mâine ai filmări? Da. Și nu mai ai. La ce oră încep dimineața? La 7 trebuie să fiu acolo. Mă trezesc la 3 ca să rezolv. Avem o rugăminte, da. Se poate către echipa din Las Fierbinți, Dragoș Buliga, regizor, dacă se poate mâine rolul lui Mihai, scena cu Mihai, să o mutați mai spre seară. Nu se poate, că e, nu are. Ba. Dimineața, știi cum e Japonia? Știu, așa zice filmul. Japonia! Japonia! Hai să vedem. Anca, ce trebuie să dai? Ce să dau? Un răspuns, ai citit întrebarea. Da, zic. Vrei să-ți dau pic să notezi? Nu, că nu mai văd. Haide, Mihai, zi tu primul acum. A zice el bine. Nu există. Hai, nu mă, băi, n-ai cum să zici că nu există. Nu există. N-ai cum, ești cu pistolul la tâmplă, e un joc. Păi da, dar așa acasă tot cu pistolul la tâmplă.
Ce să... Mădălina Ghenea! Mădălina Ghenea, am zis. Mănânci, uite. Cine să mai mănânc, uite? Citești-o. Oricine ar zice asta. Numește o femeie din showbiz-ul românesc cu care te-ai căsătorit și mâine... Nu chiar mâine. Dacă nu ai fi într-o relație. Bun. Nu chiar mâine. Nu fi așa după stradă. Hai mă, vrei să... Ar trebui un pic, tu să lucreze la... Să-l cucerească, nu e chiar așa, să-l convingă. Chestia de genul ăsta. Uite pe Mădălina, te salută Mădălina. Pupă și tu, dă-i pupic. Bună. Nu, uite, uite acolo. Bună. Uite aici. Mihai. Mihai, uite aici, Mihai. A fost ăla. Am zis așa, putea să spun și Sofia Vicoveanca că... Da, exact. Perfect. Hai să vedem mai departe. Da. Eu? Da. Deci unul, tot așa, câte un... Da, câte un, ai văzut, zi. Da, zi, ia. Zi, zici, unul. Cred că e supărăcios. Supărăcios? Al doilea, cine e? Chiar mi se pare că e fără cusur. Trebuie să inventez acum ceva. Nu, nu, ce tare. Păi nu, asta zic, că nu mi se... Bagă, bagă în ele. Poate fi naiv, să zicem. Naiv. Da, și așa. Aici? Și acolo... Nu văd, nu văd. A zice 3-4, nu, glumesc. Glumesc. N-are simțul pericolului. Se aruncă, are momente de blackout, cumva, de... inconștientă. Inconștientă. Da. Citesc? Da, da. E sigură? Da. Spune 3 defecte pentru fiecare din următorii colegi de la show-ul care va începe în curând pe ProTV, săriți de pe fix. Cabral, supărăcios. Da, cred că e supărăcios așa. Da, așa cred eu. Uh-huh. Pe mine nu s-a supărat niciodată, că nu i-am dat motiv, dar cu siguranță dacă i-aș fi dat, s-ar fi supărat și cred că ține supărarea, nu cred că uită. Cred că ține, știi? Așa cred, nu Eu? Nu, nu. Mihai Raid. Da. Ești naiv.